Directorul de la Calea Ferată din Moldova, Adrian Onceanu, a declarat că circulația trenurilor de pasageri de importanță locală și suburbană nu va fi oprită de pe 12 februarie, așa cum s-a anunțat anterior. În plus, se planifică concedierea a până la 1.000 de angajați ai companiei din cei 6.800, dar Comisia Parlamentară nu a permis acest lucru. M-am adresat guvernului, deputaților cu propuneri de îmbunătățire a situației și de scoatere a companiei din criză economică. Au fost câteva puncte pentru rezolvarea problemelor. Printre acestea se numără suspendarea circulației trenurilor suburbane. Cred că e mai bine că Comisia Parlamentară nu a decis acest lucru, a menționat Onceanu. El a precizat că trenurile vor continua să circule. Oamenii nu au de ce să-și facă griji. De asemenea, nu s-a anulat o decizie privind micșorarea numărului de salariați.